Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Rețeta acestei săptămâni este tofu. Mulți dintre voi ați cerut acest video, așa că de astăzi rețeta mea de tofu este disponibilă atât pe canalul de YouTube, cât și pe blogul Dolce Far Verde. Rețeta de tofu este aromatizată cu ajutorul microplantelor. Cunoscătorii de tofu știu că acesta nu are cine știe ce aromă. Unii dintre voi ar putea spune că nu are gust deloc. Din acest motiv, microplantele microgreens vor adăuga o nouă aromă, culoare și textură tofului nostru. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre microplante, voi atașa un link în descrierea acestui video cu toate detaliile necesare. Vom începe prin a hidrata boabele de soia. Acestea trebuie hidratate cel puțin 8 ore sau cel mai bine peste noapte. Veți observa că prin hidratare, boabele de soia își măresc volumul. Acestea se dublează, chiar triplează în volum. Deci acesta este un pas absolut necesar, nu uita să le hidratați, nu săriți peste acest pas. După cele minim 8 ore, le scurgem și le clătim cu apă curată. Apoi le vom introduce în blender, peste care voi adăuga apă proaspătă. Voi atașa în descrierea acestui video linkul către rețeta cu toate cantitățile explicate pe îndelete. Vrum, 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 până ce pasăm bine toate boabele de soia. După ce am mixat bine, strecurăm conținutul printr-un săculeț de lapte, ca acesta, sau printr-un tifon. În acest fel, separăm pulpa de lapte. Dacă nu dețineți săculeț de lapte sau un tifon, atunci puteți folosi o sită de acest gen. Doar că aceasta trebuie să fie foarte fină ca să nu treacă pulpa pe cealaltă parte. După ce am strecurat tot conținutul, mai adăugăm restul de apă necesar. Toate cantitățile exacte le veți găsi în descrierea videoului. Punem la fiert, la foc mare. Când laptele a început să fiarbă, trebuie să avem mare grijă, pentru că acesta se umflă destul de repede și poate da pe din afară. Când a început să fiarbă bine, dăm flacăra la foc mediu. Mai lăsăm să-și continue procesul de fierbere timp de 20 de minute. Între timp, trecem la prepararea frumoaselor noastre microplante. Eu am ales două combinații, două mixuri, dar voi puteți să alegeți orice alte combinații. Microgreens are o paletă largă de microplante. Prima combinație, ridiche roșie cu ceapă verde și a doua, coriandru cu busuioc. După ce laptele nostru a fiert, oprim focul și adăugăm 5 linguri de lămâie amestecată cu 5 linguri de apă. Amestecăm în toate direcțiile și lăsăm 10-15 minute. Și ta-da! Laptele a început să se coaguleze. Eu am separat laptele în două părți egale și l-am amestecat cu microplantele indicate mai devreme. Varianta 1, coriandru și busuioc verde. Varianta 2, ridiche și ceapă verde.
Este important să scurgem excesul de apă. Eu am încercat tot felul de metode. Am folosit acest gen de oală care permite apei să se scurgă. Am mai folosit și caserole de fructe găurite. Voi folosi un tifon pentru a ajuta la scurgerea apei. Puteți să folosiți chiar și o cârpă de bucătărie, dar care să aibă țesătura mai fină și să permită evacuarea apei. Fermitatea tofului va fi dată de durata și greutatea presării. Ca și greutate, eu am folosit borcane de murături. Dar cu siguranță veți fi și voi la fel de inventivi și veți găsi prin casă greutăți pe care le puteți folosi ca și prese. După minim 5 ore de presare, tofuul nostru este gata de savurat. Dacă doriți să fie puțin sărat, puteți adăuga sare în etapa finală, când amestecați microplantele cu laptele coagulat. A ieșit o minunăție de tofu. Aromat, gustos și sănătos. Sunt curioasă dacă voi ați mai încercat până acum să preparați tofu în casă și dacă da, ce metode ați folosit? Sunt curioasă ce teste ați mai făcut. De asemenea, sunt curioasă dacă ați mai folosit vreodată microplante în preparatele voastre. Dacă da, puteți să lăsați un coment în secțiunea de mai jos. Eu de obicei combin tofuul cu salate pentru un adaos de proteină. De asemenea, îl mai puteți tăvădi în puțin sos de soia sau mai puteți prepara o omletă din tofu. Dacă ești pasionată de rețete sănătoase și vrei să fii la curent cu secretele bucătăriei și alimentației echilibrate, atunci te invit să dai click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a primi notificări de la mine. Aplaudez în fiecare săptămână câte o nouă rețetă.